Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preacucernici părinți, iubiți credincioși și credincioase, iată, ne aflăm astăzi din ziua de pomenire a Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir. Acesta s-a născut în anul 270, în cetatea Tesalonicului, dintr-o familie de origine nobilă. O familie foarte credincioasă, într-o perioadă în care credința creștin-ortodoxă nu era admisă a fi mărturisită, a fi trăită într-un mod public. Ea se trăia în ascuns. Și așa s-a întâmplat și cu Sfântul Dimitrie, care a învățat credința creștin-ortodoxă din familia sa la Tesalonic, în casa sa, acolo unde acesta avea două icoane mari, una a Maicii Domnului și una a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pe care din când în când le scotea din ascunzătoarea sa și pe care le cinstea rugându-se înaintea lor și întărindu-și credința și dialogul cu Dumnezeu și Maica Domnului. Acesta nu numai că a fost un tânăr cu credință, un tânăr cu viață de viță nobilă, dar a fost și foarte credincios și înțelept, a primit o educație foarte bună, avea o statură impunătoare, fiind și foarte frumos la chip, iar odată ajuns la vârsta desăvârșirii, a bărbatului desăvârșit, despre care ne este vorbit și în Scara Dumnezeiescului Urcuș, scrisă de către Sfântul Ioan Scăraru, vârsta de 30 de ani, părinții săi se mută la ceruri din vremelnica viață, iar împăratul Maximian, auzind de aceasta, îl cheamă pe fiul trecătorului, pe Dimitrie, la împărat, la cetate, și îl numește dregător. Cunoscându-i înțelepciunea, Sfântul Dimitrie domnește și îi conduce pe oameni cu credință, cu vrednicie și cu curaj, mărturisindu-l pe Hristos. Iar într-o zi, când împăratul se întorcea victorios dintr-o bătălie împotriva sciților, dă de veste în toate cetățile să se aducă jertfă idolilor și să sărbătorească. Acesta, odată ajuns în cetatea Tesalonicului, aude că Sfântul Dimitrie nu se închina idolilor, ci el îl mărturisea pe Hristos. Acesta dă poruncă ostașilor să-l întemnițeze, iar ostașilor au întemnițat, dar nu într-o temniță oarecare, nu într-o temniță obișnuită, ci într-o baie publică din apropierea curții regale. Acolo unde Sfântul Dimitrie și-a acceptat viața și a continuat să se roage și să-L mărturisească pe Hristos. Iar în tot acest timp, spectacolele din
cetatea Tesalonicului continuau. Închinarea la icoane era la apogeu și împăratul a dat poruncă să intre în arene pentru a purta lupte împotriva unui ucigaș pe nume Ilie, de statură mare, cu chipul înfricoșător, precum cel al lui Golia. Nestor, un tânăr în vârstă de numai 20 de ani, curajos, vine în temniță la Sfântul Dimitrie și îi cere binecuvântare și îl roagă să roage pentru el, pentru a-l putea birui pe Ilie, iar acesta, însemnându-l cu semnul Sfintei Cruci, i-a zis: du-te și pe Ilie vei birui și pe Hristos vei mărturisi. Deci, intrând în luptă cu Ilie, Nestor a strigat: Dumnezeul lui Dimitrie, ajută-mi! Și îndată, aruncându-l pe Ilie în ascuțișul sulițelor, acela și-a dat sufletul, iar împăratul, auzind că Nestor a primit binecuvântare din partea lui Dimitrie și a fost încurajat de către acesta să meargă și să lupte cu Ilie, a poruncit să fie omorât Dimitrie și a trimis ostași în temniță, acolo unde Dimitrie a fost omorât cu sulițele, fiind împuns în coastă precum Mântuitorul. Acesta și-a dat sufletul, iar până mai târziu, secole la rândul, ani la rândul, a fost izvorător de mir. Pe Sfânt îl avem ca și model de credință și mai ales de curaj. După cum spunea și Părintele Arsenie Papacioc, căci lui Dumnezeu nu-i plac milogii și nu-i iubește pe milogi, ci pe cei curajoși. Iată, căci nu-l mărturisim întotdeauna pe Hristos și avem ocazia de a vedea și pe alți oameni și a sta de vorbă cu ei pe stradă și de a merge împreună și de a vedea că nu se închină și nu își fac semnul Sfintei Cruci. Însuși Mântuitorul ne spune în Evanghelia după Matei, capitolul 10, versetul 32, căci cel care nu mă va mărturisi pe mine înaintea Tatălui meu, nici eu nu voi mărturisi pe el înaintea Tatălui meu care este în cer. Știm lucrurile acestea, dar totuși este frică că o să pierdem ceva. Suntem cuprinși de o lașitate sau poate că încă nu ne-am înțeles bine credința. Câteodată venim la biserică nu pentru a dobândi împărăția cerurilor. N-am înțeles că biserica este un spațiu unde noi ne câștigăm mântuirea. Unde putem dobândi împărăția cerurilor. Și credem că biserica ne ajută să reușim doar la examene, să putem să fim sănătoși. Adică ne folosim de ea tot pentru scopuri lumești. Și nu înțelegem că biserica este un local de cult în care venim să ne câștigăm sufletele.
Este necesar să ne rugăm și pentru sănătate. Dar scopul final al vieții noastre, miluită de Dumnezeu, este mântuirea. Un om rațional, între ghilimele, pus, s-ar întreba de ce oare Sfântul Dimitrie nu ar fi putut face un compromis. Să se închine la idol, iar în tot acest timp să-l mântuisească și pe Hristos. Dar nu în cup, pentru că acesta ar suferi martiriu în continuare. Sfântul Dimitrie, dragilor, iată că nu a ales să facă niciun astfel de compromis, ci a ales să-l mărturisească pe Hristos, să nu se plieze acelor vremuri, și să-și mărturisească cu fidelitate credința în Hristos Domnul. În fiecare zi să-i dăm lui Dumnezeu o părticică din ceea ce ne-a dat nouă, o fărâmă din viața noastră, nu căutând să ajungem la o anumită performanță a rugăciunii, ci să ne arătăm zi de zi recunoscători în calitate de fii față de Tatăl nostru, Cel Ceresc, și astfel, făcând așa, sunt încredințat că toți vom putea să ne bucurăm la vremea cuvenită alături de Sfântul Dimitrie și alături de toți Sfinții în Împărăția lui Dumnezeu, căruia fie slava în veci. Continuă, Iisus!